Bei suficientă apă? O întrebare ce pare că ar trebui să aibă un răspuns simplu. O anumită cantitate de apă necesară zilnic pentru a combate deshidratarea. Dar rata și modul în care corpul uman preia și excretă apa nu sunt universale. Studiind peste 5.000 de oameni cu vârsta cuprinsă între 8 zile și 96 de ani în 23 de țări, cercetătorii au descoperit că volumul de apă din corpul unei persoane variază foarte mult în funcție de factorii fizici și de mediul individului. Anumite descoperiri publicate sugerează că ideea că o persoană ar trebui să consume în mod ideal 8 pahare de apă pe zi nu este o soluție unică pentru combaterea deshidratării. Chiar și în cadrul grupurilor studiate, variabilitățile individuale ar putea fi uriașe. Yosuke Yamada, fiziolog la Institutul Național de Inovare Biomedicală, Sănătate și Nutriție din Kyoto, Japonia, și colegii săi au folosit un izotop stabil de hidrogen, cunoscut sub numele de deuteriu, pentru a urmări mișcarea apei prin corpurile oamenilor. Apa potabilă reprezintă doar jumătate din consumul total de apă de către oameni, restul provenind din alimente. Pur și simplu, măsurarea cantității de apă pe care o bea o persoană într-o zi nu este suficientă pentru a măsura cu exactitate volumul de apă sau cantitatea de apă utilizată zilnic de organism. Echipa anterior menționată a descoperit cum că bărbații cu vârsta cuprinsă între 20 și 30 de ani și femeile cu vârsta cuprinsă între 20 și 55 de ani au avut cea mai mare răsturnare de situație privind consumul de apă. Numerele au variat semnificativ în funcție de umiditate, altitudine, latitudine și factori fiziologici, cum ar fi dacă o persoană era atletică sau nu. Atât pentru bărbați, cât și pentru femei, volumul scăzut al apei a fost în medie de 1 până la 1,5 litri pe zi, iar cel mai înalt nivel a avut o medie de aproximativ 6 litri pe zi. Dar descoperirile nu reprezintă o foaie de parcurs pentru câtă apă ar trebui să bea zilnic indivizii din anumite populații. În schimb, datele ridică mai multe întrebări cu privire la efectele unor anumite medii asupra volumului de apă consumat de către un individ. Oamenii care locuiesc în țări cu scoruri scăzute al indicelui de dezvoltare umană au o rată mai mare de rotație a consumului de apă. Chiar și atunci când o echipă s-a ajustat pentru climă, dimensiunea corpului, sex și alți factori, oamenii care trăiau în țările cu indicele de dezvoltare umană scăzut, pentru acest studiu fiind incluse Ghana, Kenya, Nigeria și Tanzania, au avut rate mai mari de schimbare a consumului de apă decât cei din țările cu indicele de dezvoltare umană crescut, țări precum Belgia, Japonia și Statele Unite. Diferența se poate datora utilizării frecvente a controlului climatului interior în țările anterior menționate. Rata de rotație a consumului de apă ar putea reprezenta, de asemenea, un marker semnificativ al sănătății metabolice al unui individ. 10% din apa corporală totală a unei persoane se pierde zilnic prin procesele metabolice din celule. Pentru persoanele cu acces mai redus la apă potabilă, sigură, această pierdere poate fi, de asemenea, o problemă uriașă. Peste 2 miliarde de oameni din lume nu au acces la apă potabilă sigură și se preconizează că acest număr va crește. Să sperăm că experții vor putea reuși să afle cum să-i ajute pe oameni să rămână hidratați în fața lipsei de apă.